Este informația momentului, doamnelor și domnilor. Avionul în care se afla regina Elisabeta a II a fost lovit de un fulger în timpul unei furtuni. S-a întâmplat în timp ce piloții încercau să aterizeze la Londra. Larisa Popa ne spune exact despre ce este vorba. Larisa, ce știm? Am găsit pe aeroportul militar din vestul Londrei urma să aterizeze regina în momentul în care, din cauza vremii nefavorabile, avionul privat, un avion cu o vechime de 11 ani, a fost lovit de un fulger. Au fost momente de panică, s-au simțit turbulențe în avion. Piloții au încercat să facă tot posibilul pentru a remedia situația, au decis să nu aterizeze chiar în acel moment, deși trenul de aterizare fusese deja scos, au ridicat aeronava la o înălțime propice pentru a evita orice incident, astfel că au decis să se rotească în jurul Londrei pentru 15 minute, până când vremea s-a calmat. Ulterior, aterizarea a fost una perfectă. Regina a fost văzută pe bancheta din spate a autovehiculului care o aștepta și a ajuns la destinație. Este important să spunem că în zilele următoare la Londra are loc un eveniment atât de așteptat, jubileul de platină. Se sărbătoresc 70 de ani de când regina se află pe tron.